Unii copii s-au adaptat noului mediu după doar câteva minute, s-au simțit în largul lor și au legat prietenii. Alții s-au lăsat copleșiți de teamă, probabil din cauza mediului necunoscut. Bobocei au beneficiat totuși de o primă zi în care părinții au putut supraveghea îndeaproape. Deopotrivă, micuții au fost antrenați în jocuri și alte activități de către personalul din grădinițe. Îți place aici la grădiniță? Da! Ce desen ai? Da! Ce culoare? Galben! Tu cum te cheamă, mami? Cum te cheamă? Irina Baban. Mami cheamă. Și cum e la grădini? Frumos! Nici părinții nu au fost ocoliți de emoții, sperând că micuții vor depăși piedicile noului mediu cât mai repede și că se vor atașa de doamnele educatoare. Tații și mamele prezente nu și-au putut dezlipi privirea de pe odrazile niciun moment. Descoperă o lume nouă, alta decât cea de acasă. Noi descoperim o lume nouă pentru că este primul băiețel și încercăm să trecem cu bine peste emoțiile normale. Și mersul la grădiniță este o încercare. În cele mai multe dintre cazuri, prichindeii care dau piept cu grădinița pentru prima oară vor realiza în maxim câteva zile că noul mediu este cât se poate de interesant și plăcut.